Nova Paserv este plină de datorii către furnizori, iar ajutorul primit de la Consiliul Județean vine ca o gură de oxigen. Cei 4 milioane de lei ce se vor vărsa în bugetul operatorului de apă sunt deja repartizați. Mare parte din ei vor merge pentru stingerea datoriilor către furnizorii de utilități, iar diferența pentru dotări. Cu acești bani, făcând parte de achiziții utilaje și contorizare. Sunt în echilibru. Ca lucrurile să stea cât de cât mai bine, este și intervenția Consiliului Județean și votul consilierilor județeni pentru a reașeza lucrurile la Nova Paserv. Consilierii județeni au cerut să se ia măsuri de reorganizare în cadrul societății în vederea reducerii cheltuielilor. În plus, de nenumărate ori, conducerea Consiliului Județean a atras atenția asupra pierderilor enorme din rețea și a furturilor, doar că, până în prezent, nu s-au luat măsuri.